Bravo, Aurică Mercedie. Știți că mingea de golf nu era dintotdeauna așa bătută. Mm. S-au încercat diverse striuri. Mm. Felul în care arată mingea de golf acum are legătură cu faptul că și-au dat seama că după ce o minge era lovită de mai multe ori, zbura mai mult. Face niște turbulențe în aer fiecare găurică din asta. Am văzut cum se confecționează, am rămas. Și ea zboară mai mult. Da. Mingile de golf în momentul ăsta sunt de două feluri. Mingi mici și mingi... Nu. Mingi pe care le mai găsești și mingi pe care... Nu. Unele au un gel, aproape un lichid în interior și altele nu. Dar în interior sunt mai multe straturi. Unele straturi se ocupă cu zborul la lungă distanță și, alte cu... și altele cu mersul la scurtă distanță. Ce s-a stricat în ultima perioadă în golf? Ce s-a stricat, Dani? Vine chiar din compoziția mingii, da. Pentru că cele mai grele... Ce e, Cătălin? E suficient să știi? Nu mă gândesc de unde știi astea, că... Eu nu știu cât s-a născut Ștefan cel Mare, da? Știu despre sportul. Da, dar poate juca și el golf. Statisticile arată că cele mai grele turnee de golf, cum ar veni, terenuri de golf, sunt sărite din cauza faptului că mingea zboară foarte mult acum de niște băieți foarte buni care, în loc să ocolească brazii, îi sar. Și se lucrează la o legislație nouă în domeniul golfului ca să readucă, să facă mingea mai leneșă. Atât am avut de spus despre mingea de... La mulți ani în golf. Păi nu mai bine ne apucăm de fotbal. Mai bine dăm copiii la fotbal. Păi și acolo e cu problema. Am văzut mari producători de mingi de fotbal că au niște reglementări, aerul care să iasă... Nu mai poți să mai joci niciun sport. Nu, mai postat. Și vorba aia, când jucam noi cu lobda noastră la Reșița, lobda-i zice pubere la noi. La polmă. Lobda îi zice din Sârbește, cred că, din Slavonă, ceva. La ce? La polmă. La polmă, mă. Bate polmă. Hai cu cine? Niște țărani. Amalia a sosit alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Ai primit pachet de la Constanța? Nu, a plecat mama ieri din București spre Constanța înapoi acasă. Nu știu, să vedem ce găsește pe acasă. Să se ducă să ne aducă ceva. Da. Uite, mă, că a găsit și crosa, dar mi-a băgat-o aici să-mi intre. Foarte bine, Aurică. Asta e crosa de birou. Da, e a mea, să știi. Pentru oamenii bogați. Am de foarte mult timp în speranța că voi ajunge bogat și nu mi-a ieșit, că uite, stau cu tine, Dănuț. Deci nimic de la Constanța. Amalia, o glumă ce circula pe zilele trecute, spunea cam așa: bă, care sunteți din Constanța, dați o fugă până la supermarket, luați un kilogram de făină și împărțiți-l în bucățele, aruncați-l pe plajă, doar așa ca să vedem cum se comportă oamenii, căci mulți o să o ia de bună. Bravo! Nu faceți așa! Da, nu faceți așa. Era o fotografie cu niște zgârie nori, scria Năvodari 2024, dacă nu suna ala la gaburi. Am mai văzut una bună cu Diego Maradona, a zis că vreau antrenor la Faru. A zis, nu știu ce ligă joacă, în a doua, în a treia, dar m-aș duce și mâine antrenor la băieție. Gratis. Da, în bucătărie, bun. Ramona și Vlăduț, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Stai-mă așa, Ramona, dintre noi ăștia de vezi în platou, cine crezi că este mare campion la golf? Turnee întregi câștigate. Cred că Oprișan. Nu, mai încearc o dată? Nu. Hai, Vlăduț? Da? Da. Iai, nu cred, da, serios. Și pe plan internațional. Da. Ce tare! Dacă știam că astăzi este... aduceam și eu diplomele, aduceam cupa, să mă laud și eu un pic, nu? Ești campion? Da. Nebunule, am fost, adică... felicitări. Doamnelor și domnilor, iată cum se verifică, măcar odată Vlăduț a fost bogat înainte să ne cunoască pe noi. Juca jocuri bogat de bogați. Vlăduț, ce gătim astăzi? Terminați cu